Tragedie într-o comună din Cluj-Napoca. O fetiță de 3 ani s-a înnecat într-o groapă adâncă plină cu apă săpată de părinții ei. Fetița a rămas nesupravegheată doar câteva minute în timp ce se juca în curte. A alunecat în groapa pe care părinții ei o săpaseră pentru a face acolo un beci. Bianca Timșa vine chiar acum în direct cu mai multe detalii. Bianca, bună dimineața! A avut loc în localitatea Finișel din județul Cluj. Fetița de 3 ani a fost găsită inconștientă de către mama acesteia. Micuța a căzut în apă de ploaie, adunată într-o groapă săpată în spatele casei, unde părinții fetiței plănuiau să construiască un beci. Totul s-a întâmplat foarte repede, într-un moment de neatenție, spun vecinii. În urma apelului la 112, la fața locului au fost trimise 2 ambulanțe smurt, dar și elicopterul medical de la Jibou. Medicii au resuscitat-o mai bine de o oră, însă, din păcate, au fost nevoiți să constate decesul. Fetița de 3 ani mai avea un frate mai mare, iar pentru a putea avea grijă de ei, mama acestora a renunțat la locul de muncă. În urma celor întâmplate, polițiști au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și cercetează împrejurările în care s-a produs acest tragic eveniment. De asemenea, au fost anunțați și reprezentanții 10 ASPC care vor face propria anchetă.